Să dăm puțin legătura și la guvern, încep să înțeleg de ce nu a vrut Cioloș să facă remaniere. Păi de ce să-i dea el afară pe miniștri? Lasă că pleacă ei singuri. Ce și-o fi zis premierul? Oricum nu prea mai e de stat în guvernul ăsta, o să plece ei. Domnul Cioloș, vedeți că aveți o gaură în paporniță, domne, și fug miniștrii din ea. Întâi a plecat doamna de la muncă după ce a trecut de partea sindicatelor. Astăzi a plecat și doamna de la fonduri europene. Aveți ceva cu doamnele, șeful? Un nou ministru își depune mandatul din guvernul tehnocrat, ministrul fondurilor europene, Aura Răducu. De altfel, ea era pe lista de remaniabili, fiind într-o perioadă de evaluare. Asta pentru că ministerul nu a performat așa cum a cerut, cum erau standardele impuse de tehnocrați. Altfel spus, vorbim de o perioadă în care ministerul nu a reușit să coordoneze absorpția, fiind aproape zero absorpția fondurilor europene. Treaba dumneavoastră, iar o să ne spuneți că ați vrut tot o femeie dacă n-ați mai găsit. Dar nu e chiar așa cum am zis eu la început. Adică unii nu pleacă de bună voie. În cazul demisiei doamnei Aura Răducu, premierul e cel care i-a cerut să demisioneze. Cel puțin așa spune doamna într-un comunicat oficial. S-a făcut rău ăsta mic, a început să arunce oameni pe geam. Având în vedere nemulțumirile domnului prim-ministru legate de obiectivele pe termen scurt privind activitatea mea, la cererea domniei sale îmi depun demisia din funcția de ministru al fondurilor europene. Da, la tehnocrații, iată, e mai simplu cu plecările. Nu-și face ministru treaba, îi cer demisia și o primești în câteva zile. Măcar atât dacă altceva nu se întâmplă. Și s-ar putea să nu fie ultima demisie. Ministrul culturii, asemenea competent, rar am mai văzut. Ministrul culturii așadar a reușit să provoace dita mai scandalul la operă. Apoi reformele din învățământ au enervat pe toată lumea. Domnul de la sănătate e la pământ ca sistemul pe care îl conduce. Și ar mai fi. Cum? Domnul Tobă? Nu. Domnul Tobă e bine. Stați-mă cu minți. Pentru astăzi cred că ajunge. Da, nici nu știu ce să spun despre tactica asta a domnului Cioloș. Par niște schimbări făcute așa noaptea, să nu vadă nimeni, să nu-i spună oamenii: a, Cioloș, te-am prins, ești incompetent. Pe de altă parte e de înțeles omul. Adică cetățenii ăștia și-au lăsat servicii în sensul de joburi, nu de... Așadar, oamenii ăștia și-au lăsat joburi bine plătite pe afară ca să vină să servească patria. Și patria le dă cât un șut în fund. Nu-i frumos?